Ai pățit vreodată să te aventurezi într-o pădure în timpul nopții și să te întâlnești cu niște oameni care fac niște ritualuri satanice, dau foc la un cadavru după care vor să vină după tine să te omoare, tu trebuie să fugi de ei, te ascunzi în WC-ul și speri să scapi? Pentru că asta se întâmplă astăzi în First to Fathom 4. Doamne ferește, ce jocuri mă joc. Ce pot să spun? Bombardați butonul de like și să-i dăm drumul, poftă bună! Bună ziua, eu sunt Jack Nelson. Ok, să vă explic eu care-i treaba. Deci noi ne jucăm acum cu un domn pădurar, care tot ce făcea în viață era să fie pădurar și să trăiască în rulota asta frumoasă a lui pe care o avea, cumpărată cu ajutorul banilor de la tatălui. Și acum domnul acesta pădurar este transferat de la o pădure la alta și și-a strâns toată viața în această rulotă și a făcut accident, că-s prost. Și acum suntem într-un drum de 2 ore către următoarea pădure pe care trebuie să o pădurărim, cum ar veni. Ok, deci aici este conversația în care am fost trimis la o altă pădure. Vorbim chestii de căcat, cum ar veni, sugi p***eu. Am citit mesaje acolo, dar de căcat mesajele. De căcat și ce ascultăm la radio, am închis radio că nu-mi place absolut deloc. Și îi dăm tare. Uite, un om care vine pe contrasens cu tirul. Mă bag direct în el. La o parte. I always love the great outdoors. Mama, asta da, chiar că the great outdoors. Just being surrounded by nature gave me happiness. Bă, Kyla, dar tu cine te crezi, femeie, de-mi dai tu mie mesaje, ha? I remember there's this dinner while passing. They have the best burger in town. You have to try them out. Ok, am intrat în Tufiș în timp ce îi citeam lui asta mesajele, că cam aș în gura ei să mă cac. Nu cred că mai pot să ies din Tufișul ăsta. Am făcut accident, Kyla! Uite cum mi se turează motorul, dar nu se mișcă. Kyla, uite-te și du ce s-a întâmplat cu rulot și ce am pățit aici. Nici nu cred că era normal să mi se întâmple așa ceva. Și ce, știți ce mesaj mi-a dat ea? Mi-a zis să încerc ceva burger de nu știu unde. E căcat, mai încerc eu, căcat. Mă duc pe jos. Dar ce se poate întâmpla dacă merg pe jos tot drumul? Dacă stau așa și mă uit spre pădure și merg așa în oblic, cum ar veni, mă mișc mai repede. Am descoperit această schemă acum. Ce e, ceva benzinărie sau ceva acolo, pot vedea. Cred că omul ăla care a făcut jocul nu se aștepta să existe o persoană atât de bolnavă ca mine care să se apuce să meargă pe jos. Nu, am ajuns la un perete invizibil, nu mai pot să fac nimic. Cred că acum înțeleg de ce adorm oamenii la volan în timp ce conduc. Oh, stai, ce? Oh, ce se întâmplă aici? Bă, dar ce-i cu rulota asta? Că iară mi s-a înfundat aici. Oh, iară s-a înfundat în ceva căcat. Trebuie să am grijă, o să merg așa pe mijlocul drumului, ca să nu cumva să mai ajung în ceva pădure din care nu mai pot să ies niciodată. Bă, sunt spawnate case acum că merg pe aici. Când am mers pe jos nu era nimic. Uite, I saw the deer Kyla was talking about, baba. Bun, poate n-am parcat cum trebuie, dar cel puțin am parcat de undeva de unde pot să continui să plec. Bine ai venit la Twin River Dinner. Cu ce vrei să te servesc astăzi? Nu astăzi, stați liniștiți. Ok, mulțumesc frumos, doamnă. Să vedem, mi-a zis că pot să mă pun oriunde vreau. Pot să mă pun lângă mustăciosul ăsta. Bun, please leave me alone. Asta presupun că nu pot să mă pun. Acolo unde mă duc eu, sunt evenimente horror care s-au întâmplat. This place has some great coffee if you're in the mood for one. Oh, mulțumesc, mulțumesc, e bună cafeaua aici, mi-a zis domnul. Așa, mă întreabă și ăsta unde mă duc și zic că sunt pădurar. Ah, și mi-a zis că nici măcar nu știe că mai există joburile de genul ăsta. Ok. Mă roagă frumos să iau un loc și am întrebat-o unde e locul și mi-a zis încolo și mi-a arătat în spate, încolo. Doamne, ești turbată rău de tot, doamnă. Am să iau un loc exact unde mi-a arătat doamna, în spate, în fundul curții, aici mă așez. Doamnă, te rog frumos, adu-mi mâncare. Nu vrea să-mi aducă, bă, mâncare, ești nebun? Uite, o văd cum vine, îi văd umbra. Mamă, ce urât se uită la mine, bă, parcă nu mai mi-e foame. Mi-a spus și cum o cheamă. Oh, poate îmi dai și numărul tău de telefon, doamnă. O, cheeseburger cu cartofi prăjiți, asta e exact ce-mi doresc. Asta e tot, mulțumesc frumos. Dă mâncare odată. Mă duc la baie, că mi s-a făcut chef să fac pipi. Așa, ne pișăm și puțin pe jos, că nu mi-a plăcut de restaurantul ăsta. În caz că pățiți să intrați în toaletele publice și să vă întrebați, bă, de ce dracu e pișat pe tavan? Să știți că am fost eu acolo. Uite pe cineva afară, bagă o țigară, ce face, incantații satanice, ce dracu face? Nici nu pot să citesc. Opa, mi-a venit mâncarea. Mulțumesc, doamnă. Uite, mi-a adus Big Mac. Bă, ești nebun? Ia uite ce bag Big Mac-ul ăsta la maț. Cartofii ăștia îmi place cum levitează. Eu așa mănânc, mâncare în timp ce levitează. Gata, mersi de mâncare, bro. Bă, dar unde e cafeaua?
Bă, am cerut cafea, frate, am primit suc acum. Uite-l pe ăla, intră la baie. Aoleu. Înaintea ta să știi că n-a fost eu. Mi-a fost foarte bună, doamnă, mâncarea, mi-a plăcut mult. Mulțumesc frumos, adu-mi nota, te rog frumos. Dar unde e cafeaua, băi? Eu le-am zis să-mi aducă cafea și mi-a dus suc, uite. Totalul e $6, $6 plătesc, nu las bacșiș. Mi-a lăsat puncte. Păi la cum arăți, tu vrei să-ți mai las și bacșiș? Dă-te încolo de hoașcă obosită. Gata, cred că trebuie să plec acum. Mi-a lăsat ușa deschisă la rulotă din greșeală. Poate mi s-a infiltrat vreun bau sau ceva pe aici cât am fost eu plecat, că mi-am lăsat mașina descuiată. Așa, am pornit. Stai să vedem cum dăm cu spatele, să nu cumva să dăm peste ceva. Bă, atâta timp cât am muzica asta low-fi chill aici pe radio, n-are nimic ce să mă înspăimânte. A început situația să fie mai înspăimântătoare puțin, că e întuneric, se aude pe fundal și o muzică horror puțin. Am ajuns aici și aici trebuie să ajung, să parchez. Asta e zona de pădurari? Uite, aici, Iron Bark State Park. Ăsta-s eu. Mamă, dar ce întuneric e, vărule. Cred că aici trebuie... Ai, să-mi bag picioarele, să mi le bag picioarele în gură, să mi le bag. Ce a apărut ăsta deodată, bă? Uite cum a apărut, că cam așa în gura ta, bă, te și uiți așa la mine. You scared me, I thought you were one of them. One of them cine, adică cum? One of who? Bă, uite pe cineva cum merge în fundal acolo. Bă, eu închid ușa asta, că l-am văzut pe ăla. Nici în asta nu prea pot să am încredere. Nici nu știu ce să zic, frate. M-a verificat și mi-a zis că sunt repartizat la turnul 11. Turnul ăla avea impresia că o să rămână fără niciun om. E clar, ăștia m-au trimis la un turn bântuit, bă. Stai că-mi deschide. Ăsta a trecut prin ușă, bă. Ceva e neregulă cu el. Chiar e ceva neregulă cu el. Ești nebun la cap? Uite-l pe ăsta cum stă aici, bă, în rulotă. Voi îl vedeți? Uite cum a plecat, bă, ăsta de ce merge prin rulotă, bă, nebunule, unde te duci așa prin rulotă, bă? A, da, aici trebuie să-mi las rulota, nu pot să trec mai departe cu ea. Deci a venit cabanierul ăsta și mi-a dat lanterna asta și mi-a zis, dă-te în boule, ia lanterna asta și de acum mai dai cu lanterna și când ajungi la turn să te urci în turn să nu mai ieși de acolo, că cine știe, poate să te întâmple chestii rele. Dar doar așa urși și pisici de munte, dar nimic altceva, să nu-ți fie grijă de nimic altceva. Așa, mergem prin pădure, nu-i nicio problemă, uite ce bine se vede pe aici. Ok, cred că acolo trebuie să ajung eu și e foarte mult de mers, așa a zis domnul. Și se face frig. Frecvență 1559250. Turnul 11. Ziceți-mi de 100 de ori că aici e turnul, că dacă nu, eu cred că o să mă mănânce un fel de monstru pe aici, că am belit-o. E un cod, un interfon, ceva. Merg spre turnul 11, mă uit prin pădure, că sigur mai văd niște oameni care merg prin spate pe acolo. Pe aici cred că trebuie să ajung la turnul 11. Avem baia, foarte frumoasă, decentă, super fain, abia aștept să mă cac aici. Am pornit generatorul. Utility shack, ia stai să mă uit aici puțin. Avem o cisternă aici, o treabă, vă că... Mă urc sus în turn și nu mai cobor de acolo, tai și scările să mă asigur că nu se urcă nimeni la mine. Odată ce sunt aici sus, treaba, singura mea treabă e să mă uit după foc și alte chestii din turn. Întuneric aici. Bă, dar ce frumos arată, că eu cred că e fain să locuiești așa în turn de asta. A, da, trebuie să mă conectez pe internet, pe server, să dau o joacă cu băieții. Mamă, ce calculator puternic avem aici. Check the Iron Bark Rules Flyer. Care dracu-i parola? Am... Doamne, ferește, am aruncat cu foc pe jos. Treaba mea, să am grijă să nu fie vreun foc în pădure. Ce fac eu? Sus în turnul meu, dau foc la tot turnul. Băi, trebuie să găsesc parola aia, că cam aș pia parola. Iron Bark Flyer. Nu zic că trebuie să ies afară după el. Unde dracu-i parola aia, bă? Unde mătii flyerul ăla, f***ți mătii, că mănânc cu microfonul ăsta de nervi. Unde dracu-i aia? Unde? Unde? Că dau cu spray și omor cabana și muștele și țânțare și mediul. Mă duc să mă plimb. Nu mă mai sperie nimica de ce nervi am în mine, ești nebun la cap. Lights out after 12 PM. Supply drops are handed out every Sunday. Absolutely no guest in the lookout. System password is Iron Bark. Tower number Iron Bark 11. Am reușit, m-am conectat pe Windows 98 profesional. Employee training, ce asta? Hello, there is Smiley, your trusty virtual touch. Dracu, te arunc la gunoi. Că cam aș pe mama ăluia de a făcut jocul ăsta infecțios cu bale la gură. Mă joc un joc care jocuri pe calculatorul mă ăsta, bă, ca să nu mă plictisesc, ești nebun. Bă, cât zombii vin, bă, sunt prea mulți zombii. Ce bine că mă joc un joc ca să mă joc un joc. Mă duc pe aici, pe jos, să văd dacă găsesc ceva. Am găsit mai mulți zombii. Temperatură. Welcome to the state of the art service report. Oh, loci. Alo? Ia uite că-mi vorbește băiatul ăla la radio. Îmi vorbește ăsta de la turnul 12 cu mine, mă cheamă. Cum mă cheamă? Eu cred că băiatul ăsta e rău. Connor Hawkins de la tunelul turnul 12 nu e ok. Ăștia sunt oamenii pe care am ajutat astăzi. Ce se întâmplă aici, vărul meu?
La ce mă uit? Are și filme mai urâte? Ăsta e Bob Ross care plantează, pictează. Trebuie să fac foc, cum i-a zis. M-a întrebat ăsta, bă, nici n-am apucat să ajung să dau focul și ăsta mă întreabă dacă am dat drum. Băi, asta vreau să fac. Am o bombă? Mi-a băgat cineva o bombă aici? I-a zis că nu sunt lemne pentru foc și mi-a zis că ar trebui să fie o groază, că a făcut Harley. Mi-am pierdut lanterna, bă! Când eram nervos și căutam parol... A, uite, am găsit-o. Era să mă enervez iară. Sigur se întâmplă ceva dubios acum. Ia să vedem dacă e cineva care umblă prin pădurea asta. Pădurară Busted Commando Sheriff în acțiune. A venit să cumpere lemn. Dar știți care e problema? Mi-am pierdut dracului chibriturile. Acum pun niște ghesolin de ăsta pe lemn. Am turnat ghesolin aici și acum chibriturile. Hai bă, merge. Am dat foc, gata. Am făcut focul, vrărule. Am reușit. Ia dă-mi încoace căcatul ăsta, că mă duc să verific cu cât bate vântul afară. Cu 19 noduri pe secundă, pe morți, pe temperatura 45.1. 45.1, 19 noduri, kilometri, ce dracu or fi alea. E clear afară? Weather condition clear? Gata, Busted Commando Sheriff, submit. Aoleu, m-a întrerupt ăsta. Mă aștept mâine dimineață să-l sun pe Conor ăsta din turnul 12 și să-mi zică lumea că n-a fost niciodată un turnul 12 sau un Conor. Ok, vreau să văd și celelalte raporturi făcute. Ok, turnul Busted Commando Sheriff la 11.32 am făcut raportul. Ce? I always close the boards outside. Ia uite ce mă pune să fac, ești nebun, să închid obloanele, să trag obloanele la casă. Nu pot să trag oblonul ăsta la casă, bro. Un oblon nu pot să-l trag. Nu pot să mă culc că n-am obloanele trase. Gata, am reușit. În timp ce visam, am început să aud chestii la radio. Alo, Conor, cineva? Trebuie să mă piși? Unde să mă piși, vărule, că n-am lanternă, ești nebun la cap, unde e lanterna? Am găsit-o. Dacă eram în locul ăsta, mă pișeam aici. Dar chiar mă piși de aici. Mă piși în capul tuturor, mă piși pe voi, pe toți. Ia uite cum arunc, zici că storpile. E bine că știm că și băiatul ăsta cu care ne jucăm are probleme cu prostata ca și mine, se pișe noaptea. Ce frumos e afară acum, ce frumoasă e vremea, ce frumos, ia uite, bate vântul, cam tare. Ho, facem și o poză. Ui și eu la băiatul ăsta, vreau să văd ce e acolo la el în turn. S-a terminat și priveliștea noastră. Deci omul meu m-a trimis să verific până acolo, focul. Păi tu ești nebun până ajung acolo, tu crezi că mai face cineva foc? De unde naiba să știu eu de unde se ia spray-ul de urși, verii mei? Am ieșit echipat puternic, sunt puternic dezvoltat. Deja nu mai văd unde-i focul. Pot să iau prin pădure pe aici? Nu. Evident că e 8:37 PM acum, e seara, se aud orătănile nopții. Eu la ora asta mă duc după fum, ești nebun la cap? Am auzit pe cineva cum a urlat. Love gen, no camping, violators will be sighted and moved. Cine face focul aici? Bă, ce am primit, bă, 10 mesaje deodată, ești nebun la cap? Dar de ce mi-a intrat abia acum? Am găsit focul. Cine fluieră? Alo, cine fluieră? Cine dracu fluieră? Trebuie să sting focul, să iau apă din lacul ăsta și sting focul acum. Sunt puțin fricos. E puțin frică de ceea ce se va întâmpla. Uite o mașetă, un binoclu. Trail closed, do not enter. Dacă trail e closed, do not enter. Ce? Mă bag în ăsta. Arunc cu câte spray de ăsta pe aici. Bă, care face camping aici, mă, stai curva? Alo? Cine face focul aici? Zic că n-am găsit pe nimeni. Aud mișcare. Nu, nici nu mă uit. Am plecat pur și simplu. 9:07 PM, sper că am ajuns acasă. Deci în timp ce mergeam acasă prin întuneric, simțeam că ceva e în regulă. Mintea mea nu putea să se gândească decât la ce ar fi putut să se întâmple. Am auzit fluierat, vărule, am auzit fluierat, nu mi s-a părut. De la mine din șec, de acolo am auzit fluierat. Vă zic că se poate de sincer că am auzit fluierat. Cineva a venit să mă posede. Îi dau report lui Conor despre ceea ce s-a întâmplat. Băi, eu aud fluieratul și acum. Deci dacă stai să-l asculti, îl aud pe fundal cum fluieră, bă. Deci am vorbit cu Conor aici, acum mai am povestit de ce s-a întâmplat și mi-a zis că sunt niște oameni care vin în continuu și fac foc și apoi mi-au povestit de niște copii care au dispărut acum ceva vreme și că au dispărut în timp ce mergeau prin pădure și au dispărut pur și simplu și că oamenii aud niște entități care fluieră și că entitățile alea ar fi niște fantome care bântuie pădurea și eu tocmai ce l-am auzit și l-aud în continuu cum un fluieră în cap în mod constant și aici probabil și că vine să mă mănânce și pe mine. Am primit și mesaj de asta. Cine dracu-mi te vorbește, Kyla Nelson, să te duci încolo? Eu sunt bântuit de fantome care fluieră și îmi trimiți pista, pizza, pasta, bake, cereal, looking, nu mi se trimite nici mesaje, e clar. E clar ce se întâmplă. Chica, I was too hungry to go to bed without food. Dă-te încolo, bă, ție-ți e foame ție acum, nu? Aaa, trebuie să fac pizza asta, așa e. Place all ingredients in caserole, bake at 420 pentru 35 de minute. 45 de minute, acum stau degeaba și aștept. Bun, se pare că Conor m-a pus să-mi fac raportul pentru seara asta.
Băi, eu l-aud pe ăla în continuare cum fluieră, dar poate ceva bug. I like eating in bed, mă bag în pat și mănânc? De ce dracu stă ăsta și mănâncă în pat, e bolnav la cap? N-am să comentez. Am să mănânc în timp ce l-aud pe ăla cum fluieră în mod constant afară. A, o punem în frigider, dar de ce o punem în frigider dacă e încă caldă? No! Trebuie să fac focul, bă! Trebuie să fac focul! Mă duc în cabană fix de unde îmi fluieră copilul ăla. Ia vino încoace, mă, dacă ai curaj, fluieră-mi în cur. Bă, am auzit pași. Fuc, am auzit pași. Bă, ce m-a căcat pe mine. Bă, mă sperie jocul ăsta, nu e niciun jumpscare, nu e nimic și eu mă speriu, bă. Cred că venea voia să vină să-mi fluiere în cur. A, trebuie să închid astea. Trebuie să închidă el astea, bă, nu poate fără să le închidă. Nu poate să adoarmă, bă, el. Am intrat în casă. E bine cu obloanele închise. Culcă-te, dracu. Bă, e o umbră aici! E o umbră aici! E o umbră cu coarne aici! Am o umbră deasupra capului! Alo? Alo, care-i umbra? Unde dracu-i umbra? Bă, care ești afară? Care ești afară? Uite-l, iau spray-ul, bă! Iau spray-ul și-l aștept să vină. Hai, mă, vină încoace dacă ești mecher. Hai, intră peste mine, dacă ai tupeu. Hai cu tupeu. Bă, nu merge spray-ul? Nu merge spray-ul sau care-i faza? Închid ușa. Mă duc la radio. Alo? Alo? Aud cum face ceva acolo. A coborât scările, s-a dus. Ia uite ce mi-a lăsat aici, ești nebun la cap? Ce dracu să fac cu chestia asta? Îmi zice jocul să-l contactez pe Connor, să-i zic ce-am pățit. Connor, ești pe zonă? Hello! Ce prostovan e Connor ăsta, mi-a zis că sunt niște copii care îmi joacă feste și îmi fac farse aici. Și că atâta, se uită la prea multe filme horror și sunt copii care îmi fac farse, nimic mai mult și să nu iau în serios. Connor a intrat de 5 ori peste mine, m-a omorât, tu înțelegi? Ce mi-a făcut? Mi-a lăsat un craniu satanist la ușă. 8:34 PM. Mă uit pe binoclul ăsta care-i mânjit cu mâzgă, de nu mai vezi nimic pe el. Dar de ce mă uit pe el? Mă uit să văd dacă mai vin copii ăștia turbați după mine, dar voi credeți că eu văd ceva prin binoclul ăsta? Ce vrea asta să... care a făcut jocul? Ce vrea să spună autorul cu binoclul ăsta? Acum, de frică, mă uit prin pădure, pe peste tot pe unde apuc. Nu vă bă nimic, sunteți nebun la cap. Ce e asta, bă, băiatule? A dat cineva un flare de acolo. Are cineva nevoie de ajutor. Mă duc să-i zic lui Connor, care e șeful meu. Popa, e cineva care vorbește cu mine. Jack din turnul 11. Ce faci, băiete, care e neregulă cu tine? Aparent e un băiat care s-a pierdut prin pădure. Ăsta de-a dat cu flashlight-ul. Mi-a zis că a găsit ceva drum și mă întreabă dacă s-o ia la stânga sau la dreapta. De unde dracu să știu eu unde s-o iei, că nu știu unde vrei să ajungi, băiete? O să zic, la întâmplare, du-te la stânga, la dreapta. N-ai pentru ce, frate, te-am ajutat, stai chill. Sper că ajungi la trailerul tău în siguranță. Cum adică? I hear you. Oh, nu. S-a întâlnit cu băiatul ăla de fluieră. Nu, ăla nu sunt eu, prietene. S-a întâlnit cu băiatul care fluieră, nu sunt eu. Alo? Alo? Ah, ok. E terminat ăsta. Tâmpitul ăsta. Mi-a adus supplies-uri ăsta. La ora asta el a venit cu supplies-uri. Mulțumesc frumos pentru supplies-uri, vărule. Nu trebuia să faci atâta drum să mi le aduci. Cică, what were you doing there last night? Unde? Mamă, cât vorbește ăsta și nu mai prostii vorbește. Pișama și pe fața aia ta de mustăcios obosit ce ești. Eu vorbeam liniștit cu omul ăla încercând să-l ajut să ajungă acasă. Arunc supply-ul pe jos, mă cac pe el. Ăla probabil e mort acum, agățat undeva, spânzurat. Că mi-a venit polițistul la ușă să-mi aducă supply-ul. Nici nu știu ce înăuntru. Iară mi-e foame, bă, băiatule. Și fac aceeași mâncare? A, ba nu, stai că am. O încălzesc la microunde. Mă bag iar în pat să mănânc, așa îmi place mie să mănânc în pat. Ia, mă, ce-mi fulecă băiatul ăsta, nu mai poate de foame ce e dragul de el. Îmi fulecă de parcă e ultimul lucru pe care îl înfulești toată viața ta. A, trebuie să dau reportul pe noaptea asta. Așa, și fiți atenți acum ce o să se întâmple. Mă duc în pat. Nu pot să mă duc în pat că am nevoie de... foc și o să mă duc să iau focul și o să mor în cabana măsii, o să mă omoare cineva și se termină jocul, că altceva n-are ce să se întâmple. Cel puțin nu mai aud fluieratul ăla, ceea ce e bine, mai mult sau mai puțin. Hei! Dumnezei mătii de copil handicapat, obozul mătii să-mi iei, gură mătii, mătii ce față de obosit ai, că cam aș în gura ta. Uite-te ce față de obosit ai. A venit să mă salute că sunt omul nou. Curiosity can lead to places you'd rather not go. Tu ai venit aici să mă salut, tu ai fost curios, bă. Farewell, Jack, farewell. Se duce liniștit în pădure ca un obosit. Dă-te în pădurea mătii să te duci. Eu îmi fac focul și mă culc. Connor was on the line.
Ce vrei, Connor, băiete? Ci că Connor was on the line. Pun jos să vorbesc cu Connor, nu răspunde, mă ridic și începe să vorbească cu mine. Ce dracu vrei? Acum mai povestesc lui Connor că m-am întâlnit cu domnul ăsta, care făcea reparații la radio și era muncitor. Îmi zice că nu a existat niciun om ca să repare radio tower-ul ăla, pentru că tower-ul ăla nu mai funcționează de ani. Mi-a zis numai lucruri bune domnul ăsta la radio acum. Tura viitoare când îl mai întâlnesc să iau credențialele ca să-l dau pe mâna poliției că este ilegal să facă așa ceva. Și probabil că este un alt băiat care îmi joacă feste. Ce mulți oameni îmi joacă mie feste, dar ce mă bucur eu că sunt așa o victimă a festelor ăstora și n-ar trebui să mă supăr, nu? Cu siguranță nu mi se întâmplă un ritual satanic în seara asta în care mă culc acum și o să fiu urmărit de capra Yeti și o să fiu omorât. A doua nopți mai târziu. 9:18 PM. Hai să vedem ce se întâmplă la 9:18 PM. Plouă afară. Iară mă contactează Connor. Oh, trebuie să facem sistem update la calculator. Ce? Enter the update package code. Ce dracu? Ah, de acolo de sus. Așa, îmi bagă pachetele. Ia uite ce îmi bagă aici, niște update-uri. Please enter an active line. Așa, îmi face update-ul. Ia, ce frumos mi-a făcut aici. Your system is now up to date. Merci, bro. Mi-a căzut curentul. Mi-a căzut curentul, trebuie să mă duc să repar. Am încurcat-o, deci am încurcat-o de zile mari. Fiți atenți ce pățesc aici. Așa, am reparat generatorul. Bă, trebuie să se și pișe omul ăsta. Bă, nu pot să mă urc, I really had to pee before going back up. Păi te piși sus, că ți-e frică să te piși aici, animalule. Dacă vorbesc, fac zgomot. Dacă vorbesc acum, joc, fac zgomot. Mă piși pentru Eric. Nu merge microfonul, cred că. Că nu se ridică bara aia din dreapta. Alo? Mă duc repede sus. E bine că m-a dus. O săptămână mai târziu. Generatorul lui Connor era în mentenanță și trebuia reparat, așa că noi trebuia să avem grijă de zona lui Connor și când nu erau focuri care se întâmplă în pădure, mă duceam la Connor din când în când de două ori pe zi să-l verific. Alea erau singurele momente când vorbeam. Asta dacă nu vorbeam cu mine însumi. Ce vorbește, mă? E Connor la radio. Mă strigă Jack. Connor, pardon. Mă trezește Connor. Ia uite cât îmi vorbește aici. Băvărule, Connor, zi care e problema, că nu știu. Vreau să-mi dau demisia oricum de la locul ăsta de muncă. Paulă, e un foc, bă. E un foc afară și trebuie să mă duc să-l verific. No! Mă lasă pe gubaș Connor. Mă trimite pe mine să am grijă de focul ăla. Deci am încurcat, unde-i focul? A, e aproape, îl văd. Băga-mi ași laba în baba, bă, Connor, bă. Ce pisoi, bă, ce fătălău. Didn't feel safe going downstairs? Păi cum adică? Iau binocul să mă uit pe geam afară. Mă uit la băieți. Bă, e un ritual satanic, bă. Bă, sunt mai mulți oameni, uitați-i, vedeți? Care dau foc la ceva. Bă, n-ai cum, frate. Băi, e pe bune un ritual satanic aici. E la mine în pădure ritualul satanic. Connor m-a lăsat pe gubaș că știa că e ritual satanic aici. Și mă pune pe mine să... M-am văzut că am făcut poză. Au, am încurcat-o, vărule. Vin după mine. Bă, au văzut flash-ul. Dar de ce am făcut poză cu flash-ul? Mă culc. M-am băgat în pat și mă culc. M-am băgat sub pat? Dacă fac zgomot, mă aud. Dar nu e ăsta microfonul, nu știu ce microfon receptează băieții ăștia. Cu siguranță nu o să mă găsească sub pat, dracului. No, stați liniștiți, eu mă ascund sub pat așa la Sanchi. Nu, am fugit din locul ăsta, nici nu o să se uite sub pat, nu o să verifice. Normal, microfonul din dreapta trebuia să se ridice dacă vorbesc eu prea tare. Numai că e, nu știu ce microfon receptează jocul și nu știe. Nu o să se uite sub pat, stați liniștiți. O să mă ia și o să facă ritual satanic cu mine. Acum se uite sub pat, am încurcat-o. Nu s-a uitat. I had to make a run? Fug. Am fugit. Dar nu mi-am luat lanterna cu mine. Nu știu unde fug, dar fug. Fug de ritualul satanic. Ești nebun la cap? Am ieșit fără lanterna afară. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Mi s-a blocat binocul pe ochi. Ești nebun la cap? Bă, nu pot să-i dau drumul la binocul. Cine mi-a blocat Am binoclu blocat pe ochi, uite-te cum mă uit cu binoclu, ești nebun la cap. Doamne ferește, mă iartă-mă și mă păzește. Ce dracu are jocul ăsta de mi s-a blocat binoclu pe ochi? Nu-i nimic, că fugim cu binoclu blocat pe ochi, stați liniștiți. Deci numai mie mi se putea întâmpla să mi se blocheze binoclu pe ochi. Deci fug aici tare și mă ascund în WC-ul. Gata, sunt ascuns în WC-ul acum. Aștept cum se duce, nu știu unde dracu se duce, că eu nu văd nimica, că am binoclu blocat pe ochi, ești nebun la cap. Eu stau cu binoclu blocat pe ochi. Dă-te binoclu meu să te duci. Așa, nu poate să-și dea el seama că m-am ascuns în WC-ul. N-are de unde să știe el, dragul de el, băiatul. Îi dau run for it. Unde fug? Nu știu, n-am nicio idee unde fug, pentru că am un binocul blocat pe ochi. Legenda spune că toată viața mea am rămas cu binocul blocat pe ochi. Mă duc la asta să-l întreb ce face. E închis. Aoleu, vine în continuare după mine!
Lasă-mă în pace, bă, turbăciune de om ce ești! Auleu, bă, fuge după mine, mă urc în rulotă! Mi-am deschis rulota! Bă, ce m-am speriat! Bă, ce m-am speriat, m-a căcat pe mine! Doamne ferește, mi-am deschis ușa în cap! Uite, zice că am reușit, am fugit, m-am urcat în rulotă și am fugit. Uite, nimeni nu m-a crezut, bă, le-am spus autorităților, s-a dus poliția, a investigat, n-a găsit absolut nimic la locul faptei, nu s-a găsit nimic nicăieri și se pare că nu mi-a crezut nimeni poveste și că am fost urmărit de un grup satanic. Ăsta a fost și jocul nostru de pe ziua de astăzi, First to Fathom 4, cum ar veni, ultima variantă de joc. Ce pot să vă spun eu mai mult decât faptul că mă enervează foarte tare, ăsta face parte din categoria de jocuri, mor de nervi, îmi vine să vomit pe el. Vă pup dulce și ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclipici, mua mua, pa pa.